Doamnelor și domnilor, îmi este mare, îmi face mare plăcere și mi este foarte drag acum să spun că din generația de aur a muzicii ușoare românești fac parte mulți artiști pe care eu îi admir și alături de care am crescut, alături de care sau de la care am învățat să zâmbesc, să fiu fericit, să mă bucur de muzică, au fost o școală pentru mine. Am emoții pentru că o să prezint un om obișnuit și acesta este doar titlul cântecului pe care îl va cânta. Dar acest om obișnuit este un artist extraordinar care și-a semnat deja, și-a pus semnătura în cartea de permanență în muzica ușoară românească. Vă rog să-l primiți cum se cuvine, cu aplauze și cu sufletele deschise, pe Adrian Romcescu. Sunt un om la fel ca oricare, nu mă comport în chip deosebit. Râd când mi-e bine, plâng dacă mă doare. În general sunt un om obișnuit. Doar sunt un om la fel ca oricare, nu mă comport. Speriată, în piept mai tare îmi bătea de fericire. Știm că pierd într-una, credeam că și acum speranța mea ea se va spulbera. Da. Dar s-a oprit zâmbind, mi-a luat mâna și mi-a spus că m-a aștepta. Doar sunt un om la fel ca oricare, mă comport în chip deosebit. Râd când mi-e bine, plâng dacă mă doare. În general sunt un om obișnuit. Doar sunt un om la fel ca oricare, nu mă comport în chip deosebit. În general, un om obișnuit, Adrian Romcescu, astă seară la noi, bună seara, te invit să iei loc. Lasă-mă să te pup. Așa e ea pupăcioasă, dar cu drag. Rar vă văd. În general, sunt un om obișnuit. Cum e să fii în particular atunci un om obișnuit? Mai suntem toți la fel, adevărul e. Țin minte când eram copil și asta nu s-a întâmplat cu foarte mult timp în urmă, pentru că și eu și tu suntem încă foarte tineri și te vedeam la televizor și îl asociez pe... Să mai încet așa, da, un pic. Nu, dar nu, îl asociez pe Adrian Romcescu cu omul care are tot timpul zâmbetul așa cu gura până la urechi, dar da, o spun la modul cel mai frumos. Nu te-am văzut niciodată cântând cântece dramatice, deși știu că ai în repertoriu aceste cântece. Întotdeauna ai ales să fii omul cu zâmbetul pe buze pentru telespectatori. Așa se spune prin compoziție, practic îți arăți o parte din sufletul tău. Sunt unii care au un dramatism cap-coadă, adică nu te lasă, te ține strâns, încordat, 3 minute și ceva. La mine până și cele foarte
dramatice, pentru că am cântece foarte dramatice, au la un moment dat pe refren, și cum se obișnuiește, o parte care să se deschide, se luminează. Adică există o speranță, știi? Ai stilul american. Și exact. De ce spun stilul american? Nu stilul american de compoziție sau de interpretare, dar nu știu dacă mi-aduc aminte să fi văzut în viața mea foarte multe filme americane care să nu aibă happy end. Oricât ar fi de trist un cântec, la un moment dat există un desnodământ care aduce, lasă un fir de speranță, lasă ceva acolo. Chestia asta există în muzica lui Adrian Opcescu și nu doar în muzica cântată de tine, ci și în cea pe care ai scris-o pentru atâția și atâția alți interpreți. Lui Marina Olinescu, regătata noastră interpretă, am scris două piese extrem de dramatice. Mi-e dor de tine, care este un strigăt către fostul ei iubit. Un manifest al sufletului, da, cât se poate de profund. Și piesa cu care am repetat România la Euroviziune, Eu cred. Eu cred că mă asculți, eu cred că nu uiți. Și piesa pe care ai scris-o, Andrei. Andrei, da, rămâi cu mine. Însă, și asta este, practic, este un strigăt către cel pe care l-a pierdut. Eu cred. Ăsta este practic textul. Îi cântă lui, care nu mai e lângă ea și nu va mai fi vreodată. Și până și acolo există o umbră, cum să spun, de lumină, un con de lumină, sperând că măcar se vor întâlni pe partea cealaltă. Cu toții cunoaștem acest cântec. Da. Doamnelor și domnilor, Adrian Roncescu este dovada vie că nu contează ce vârstă ai ca și compozitor, ca și artist. Important este ca muzica ta și ceea ce creezi, ceea ce faci, să ajungă la sufletul acelora care te privesc și te ascultă. Sunt bucuros, suntem bucuroși și onorați că astăzi Adrian Roncescu este alături de noi. Este exact, eu n-am copii și este unul dintre cele mai mari regrete din viața mea. Și atunci îmi consider câteva dintre piesele care au ajuns atât de aproape de inimile ascultătorilor, îi consider ca pe un copil care a reușit să intre în lume și să devină ceva. Ai vorbit atât de frumos, mai și emoționat făcând paralela asta. Eu vreau să-i pun și eu o întrebare. Chemăm următorul invitat. Dacă ți s-ar propune să compui măcar câte o piesă pentru Tom Jones sau Celine Dion? Păi eu cu ăștia am crescut. Eu cred că ar refuza, părerea mea. Așa cum știu că își dorește enorm. Sunt cei cu care am crescut, cei care mi-au schimbat practic destinul, pentru că eu fac clasică, muzică clasică, am făcut conservator, vioară. Chiar mă aștepta o carieră frumoasă la vioară și am lăsat totul când am ascultat acești monștri pe care îi iubim cu toții, Tom Jones, Engelbert Humperdinck și atâția alții, superbități. Și să vezi ce surpriză avem pentru Adi. Valentina, Adrian Roncescu este invitatul nostru de astăzi, rămâne alături de noi, da, pentru că așa să se bucure și el de aici, din platou, de invitații noștri și de ceea ce urmează să vedeți și să ascultați. Valentina.